Au fost emise rezultatele analizelor prelevate din apă în urma scurgerii cu levigat de la deponeul ecologic de la Bârcea Mare de la începutul acestei luni. Acestea arată că este vorba despre poluare, iar reprezentanții sistemului de gospodărire Apelor Române Hunedoara vor sancționa operatorul de la deponeu cu 40.000 de lei. Vă reamintim că lichidul rezultat din descompunerea deșeurilor depozitate aici și-a croit drum pe o distanță de aproximativ 4 km, după ce un furtun s-ar fi defectat, ajungând în pârâul Tâmpa. Și Garda de Mediu Hunedoara a sancționat firma cu 80.000 de lei. Am primit în cursul zilei de toate analizele, mai puțin metalele care sunt trimise în altă parte. Se confirmă poluarea, nu este atât de gravă, valorile nu sunt atât de mari ca și cele de acum 2 ani, dar se confirmă poluarea. De aceea, noi vom aplica o sancțiune contravențională pe legea apelor de 40.000 de lei operatorului Supercom. După aceea, în funcție și de valorile stabilite, se vor plăti penalități și se vor plăti toate cheltuielile pentru intervenție. De data aceasta a fost o poluare accidentală prin defectarea acelui furtun. Unda de poluare nu a ajuns în Mureș și colegii noștri au verificat acest lucru, deci apa murdară și contaminată nu a ajuns în Mureș, ea s-a scurs în sol. Nu a fost un debit mare, de aceea nici valorile nu au fost atât de mari. Putem spune că este o poluare minoră, dar totuși este poluare.